BOD? Este formul, da, mama, din ce? De, din BOG și COD. De unde scrie? Unde știa? Cum să fie mama formulat și BOD? Haideți, faceți un BOG din 90 grade pe figură, domn profesor, chiar nu înțelege. Da. B-O și-o fac din 90 grade, ce? Hai să vedem și pe David, că vreau să participăm cu toții. Tu, David, de ce înțelegi? Unde să-l pun pe ce? Așa sau așa? Nu jos. Din ce motiv? Trebuie să fie unghiul BOC și COD. Deci BOC. Și când noi am dat de prin literele astea A, O, B, B, O, C, mă telefon, îmi transmite asta, da? Obligatoriu. Da, înțelegi? Uite, uite sus, uite, pornește la ipoteză. Să fie unghiurile A, O, B, B, O, C, acum trasează, domn profesor, dacă trasează, ea înțelege. Acum. Nu, eu nu înțeleg, adică nu... Așteaptă să-ți facă figură și ai să vezi imediat apar așa. Că se pot face și în alt, alt fel, dar tot așa, în ordinea asta, vor ieși. Așa am făcut. Așa. Uite, a, ce, domnul profesor? Da. Tu reclam că puteam să mă duc în partea cealaltă. Ce? Hai să vedem dacă mai era în ordinea asta. Da, de ce, de ce aș te supărat? Hai să vedem de ce, nu sunt motive să se supără. Zii, care e nelămurirea? Eu am spus că pe o... OC aparține lui BOD. OC? Aparține lui BOD, adică interior. OC trebuie dus în interiorul lui ăsta. Da. Cum? Care e motiv? Păi, pentru că BOD este format din BOC și COD. BOD. De ce spui tu? Pentru că e format din astea două. Da, dar mai spune că ele sunt în ordinea aia. În jurul punctului. Punctul, în jurul punctului sunt unghiurile A, O, B. A, O, B. B, O, C. C, C O, D. C, O, D. Da. Deci în jurul punctului ăsta. Asta sunt unghiurile. 1, A, O, A, O, B. Asta, primul unghi. B, O, C, al doilea. Al treilea unghi. Și de O, A. E spate, de O, A. De O, A, următorul unghi. Toate unghiurile sunt fuse acum, în jurul punctului, am închis. Da. Unghiul de O, C e foarte mare. Așa, e peste 180 de grade. Așa s-a întâmplat din desenul nostru. Că eu n-am avut niciun motiv, decât pe ăsta știam că e din 90 de grade. Dar sigur că puteam să plec BOD să-l luăm foarte mare. BOD mult mai mare și atunci mi se face. Sigur că asta puteam să fac, dar n-am știut exact cum să, să gândesc. Dar nu, nu e nicio supărare, că există și unghiuri mai mari decât 180, nu? Corect. Vorbim de unghiuri peste 180. Dar ai încercat să, să urmărești că este bine așa, tot nu ești mulțumită. Eu nu știu de ce încerc tu să plasezi pe ce între B în interiorul lui BOD. Dacă l-aș băga pe ce aici, undeva, nu știu cum aș face unghiul ăsta din desenul meu. Deci trebuie să faceți desenul. Din desenul meu ar trebui să ies așa. Ca să fie 90 de grade. Deci ca să fie 90 de grade, trebuie să fie perpendicular al lui O, C, pe O, B. Pe O, de-l face un singur mai mare. Din măsură mai mare. Pe B, O... B-O? Cine mamă? Uite, mult mai mare. Faceți un desen alături, domn profesor, și șergem repede, ca să terminăm o dată cu încurs. Pe B-O-D asta, da? Puneți-l în interior, să vadă că nu mai sunt unghiurile așa. B. A-O-B, cum A. trebuie era. Cum era? O. O. Și aici ce se pune? O-A, da? O-A. Cum vrei acolo, Darie? O-A obligatoriu. Că spune că... O-A știi chestii bisectoarea lui B-O-D, da? O-A, acolo. A, și acolo de. Bun. Și acum unde vrei să-l pună pe ce? Urmă din interiorul lui BOD? Da. Bun, dar la 90 grade. Perpendicular pe OB. Ca să fie perpendicular pe OB, trebuia să le obtuz atunci. Luați-l obtuz, domn profesor. Pe BOD-ul ăla, ce-i ducem în sectoarea. Dar începe să mai întâi cu BOC-ul, că e 90 grade. BOC, 90 grade. Deci, cu BOC, da? Asta, e B aici, O, și ce o să-mi pun așa, da? Da. BOC.
ce voiești, da. Ce? Bun. Și acum zi tu, cum se pune de profesor la continuare? Îl punem D-ul. D-ul, unde să-l punem? În după ce. După ce? În golul, după ce vrea. Puneți-o D, domnul profesor, trageți-o până aveți nicio informație despre ea. Așa. Cum vreți dumneavoastră? D. Păi nu, să nu fie în prelegere. Ca să nu se ducă în figura noastră, duceți-o în altă parte. Așa e bun, Dare? Să-i prea mare. Asta e D. Ce o au, unde s-o ducă? Au, o să fie greu de dus, că le-ați făcut așa. Cum au, e greu de dus? Păi că trebuie să puneți vizitarea. Păi o, vizitarea lui pe o, de. E bun așa? O să-i dă un pic. Nu, ea nu vrea așa. Dar cum să-l fac? Adică au, unde îl duceți? Aici. Aici. Aici fi două cazuri. A lui B, O, D. O, A. Tu vrei A lui B, O, D, tu-l vezi așa? Unghiul B, O, D? Da. Tu-l vezi așa? Nu, așa, e bine, da? Bun, o tu și pe o A. A. Bun, și acum hai să vedem dacă le avem O. Puneți-o în mijloc, domn profesor. Acum este ordinea de acord. Hai să vedem. A, O, B. A, O, B. A, O, B. A, O, B. B, O, C. C, O, C. Și C, O, D. Și D, O, A. D, O, A. Da. Este corect. Și figura ta. Ce era incorrect în figura de mai înainte? Am întrebat dacă asta, că nu m-a zis că nu e bună. Păi da, Maria, dar uite, uite, nu mai de și uite copilule, B, O, D și O, A e tot aici între B, O, D, O, C, U e tot în afară. O, C, U și A nu e deci, tot în afară. Niciodată nu poate să fie, dacă B, O, D. Deci tot așa, că am făcut o altă tot așa. Dacă le facem... Pentru că dacă domnul profesor îți făcea așa, O, D, U, O, A, U nu mai era așa. Să strica figura. Eu asta am văzut să-i demonstrez, că nu mai era ordinea, domnul da. Profesor. Dar dumneavoastră ați dus așa și tot ordinea asta. Tot ordinea, sigur, aceea. Că dacă duceați mai în sus, nu mai ieșea ordinea asta. Da, deci eu trebuie să respect ordinea literelor respective, ca unghiul, ca succesiune. Și tu nu mai mult. Gata, așteptăm să revenim la problema. Am făcut-o noi așa, că așa am considerat foarte corect. Nu avem cum altfel decât așa în varianta asta. Bun. Să vedem. Să aștept B-ul de acolo. Acolo 90 grade avem. Aici, B. Unde-o la 90. A, O, B, B, O, C, C, O, D și B, O, A, corect. B, O, C, 90. B, O, C, de 90 de grade. De regulă păi așa. Păi putem să da. Înlocuim într-un fel A, O, B plus B, O, C plus C, O, D plus D, O, A egal cu 360 de grade. Corect, așa am înlocuit pe B, O, C. Scriem. Da, măsura. Deci spun măsura lui. A, O, B. A, O, B. Scrie, da. Plus măsura lui. B, O, C. Plus măsura lui. C, O, D. D. Plus măsura lui. D, O, A. D, O, A. Egal cu 360 de grade. Și bun. Acum ar putea înlocui pe B, O, C. Așa. 90 de grade și vine. B, O, C ăsta din 90 de grade. A, O, B. Măsura lui A, O, B. Plus măsura lui C, O, D. O, D, plus măsura lui D, O, A. Așa. Egal cu 360 grade minus 90. Adică? Adică 270. 270 grade. Da, desenul nostru nu este corect pentru că, uitați, unghiul AOC era congruent cu COD. Uitați, scrie în ipoteză. Așa, AOC. La noi nu mai e. A, O, C, cu C, O, D. Cu C, O, D. D. Dar dacă A, O, C cu C, O, D, trebuia să le-am unghiul la început ăsta mult mai mare, da? Da, da, da. De aici nu corespunde figura mea. Păi, uite, de-aia spunea, faceți o figură. Exact. Așa făcut. A, O, C cu C, O, D, trebuia să ținem cont de asta. Deci dacă A, O, C, ăsta tot, e congruent cu COD. Cu COD. Cu ăla tot. Ce înseamnă că cine este bisectoare aici? Păi ce? OC. OC e bisectoare. OC e bisectoare lui BOB. BOB. Deci OC trebuie dus și bisectoare. În fel CO ar fi coliniar. COA sunt punct coliniar atunci. De ce? Pentru că spune că DOB, am spus că OC e bisectoare lui DOB. Și O, A e bisectoarea tot lui DOB. Nu rezultă de aici că COA sunt congruente? Sunt coliniare? Deci tot ăsta, fii atent aici, dintre ăsta tot ce? Și cu ăsta tot,
Deci nu sunt coliniare. Nu, am spus că să mărim figura și tu crezi așa să fie, dar hai să mergem să vedem. Deci, apropo de figură, n-am făcut-o. N-am făcut-o. Da? Tu crezi că orice ar trebui să duc așa, David? Da. Uite, eu duc punctată. Aici este cerul. Și 90 de grade. AOC. AOC care este 80 de grade. Să fie egal cu COD. Deci au... AOC cu COD. Asta înseamnă că și au coincidit cu D-ul. Nu, nu-i corect, David. Deci dacă ăsta tot așa... AOC. Adică care este 80. Da. Să fie egal cu COD înseamnă că au coincidit cu D-ul. Ai înțeles, David? Da. Deci nu e așa. Dacă unghiul ăsta tot... E congruent cu D, O, C, cu D, O, C, au că fi cât în D, ca să fie tot 100 de grade. Da, și nu-i corect. Nu-i corect. Da. Atunci, cum îl facem pe ăsta? Cred că așa un pic, da? Zic eu așa, să vedem cum. Deci aici să fie C-ul. Acum, să duc pe asta cum să fie perpendiculară, parcă era? B-O-C. B-O-C, da, 90. Da? Deci 90 de grade, ăsta este B-ul. Da. Și OB, cum este? Bisectoare. OB nu, este. OA e bisectoare. OA e bisectoare. BOD. Lui BOD. Să facem pe D. Acum, D-ul, pe aici, undeva. Da. Dar, okay. Să vedem de B-ul. Și B-ul să fie în partea asta, nu? Dar B-ul l-ați făcut, domnule. Dar ca OA... Ce înseamnă că AU nu mai e acolo? Nu, atunci. Nu. Trebuie mult mai mare de U, domn profesor. AOD. Mai mare. Că ia uite asta OB cât de... OA e bisectoare. Așa este. Deci, cam așa ar trebui să facă, nu? Mai mare de 90, da. Cam așa ar trebui să fie, cine să fie aici? De. D-ul. Și atunci, unghiul ăsta ar fi cât ăsta. Da. Și OC nu mai e bisectoare acum. Și OC bisectoare? Dar bisectoarea cui? AOC cu COD. A. AOC. Adică este A. Tot cu C, O, D. C, O. D nu-i bun. Deci unghiurile mai sunt cum trebuie. Da. Deci unghiurile trebuie să luăm neapărat în ordinea A, O, B. O, B, B, O, C, C, O, D și D, O, A. Ordinea e bună. Da. Ordinea este bună. Însă... Avem congruență. Nu mai este o bisectoare. Stai să vedem. Dacă ăsta îl facem aici... Ăla-i cine? C-ul. Așa. Atunci, orice, ori trebuie să fie bisectoarea cărui unghi am sus mai înainte. AOC cu COD. AOC și cu COD. O-D. Și D-ul să fie așa fel. Adică D-ul ăla care n-am putut să-l ștergem. Stai, nu, Davide, nu mai fă nimic, așa. Așa. Deci, AOC este ăsta, da? AOC ăsta. D-O-C este ăsta. Da. Este bisectoarea cu AOC. Un pic. O. Da, da. Și acum nu mai este OA, bisectoarea cu BOD. Cu B... Este dus OA. Unde este? OA lui O cu B-ul. Nu e egal ăsta. Așa trebuie să fie era, nu? Bun, atunci aștepteți D-ul ăla ca să nu deci stai bun. Da, da. Și acum, OA e bisectoarea lui BOD. AOC e congruent cu COD-ul. Da. Da. AOC este cu COD. Da. OA este bisectoarea lui BOD. Deci acum, acum anotați XX. Aici X. X. Așa, bun. Și unghiul de, l-ați făcut de 90 de grade, BOC? Da, ăsta este. Să zicem de 90 de grade, da. Aproximativ. Asta, ca să fie mai clar, viu aici să... O leagă, acolo, aranjați. Că zice figura asta, să facem figura, dacă zice să facem figura... Așa... Deci, iată... Da, n-aș mai face. Nu știu, mă, adică spiegea atâta timp la figură, fac cât de cât, arăt că este și dau bun. Am intrat în discuția asta cu unde plasăm pe cea, unde plasăm pe cealaltă, știți? Și de ce am pierdut suficient de mult timp? 90 de puncte, 90 aici,
asta e X. Și asta vine un pic mai încoace ca să fie tot X. Așa, ca mărime. Și acum s-a realizat. Aici e D? D, da. Bun, și acum aveți AOC. AOC. Să fie congruentul cu COD. AOC ăsta. AOC. C. Cu CO. AOC, nu. A, O. C. C. COD. Cu COD. Da, e bine. Deci 90 plus X, să ăla zi 90 plus X, clar. Așa. Bun. Deci 90 plus X, 90 plus X. Bun. Și ce tot pe aia mai, insistăm un pic. Cum trebuia făcută figura asta ca să mergem mult mai repede? Dar ce a făcut aici a fost o bâlbâia. Cum anume trebuia plecat? Deci, dacă suntem atenți, unghiul BOC e de 90 de grade. De aici pornea. Sigur că da. Deci, ne plecând de la măsuri exacte, de la o măsură exactă, am bâlbuit suficient de mult. Deci plecam cu un unghi de 90 de grade. Indiferent de așa. Deci ăsta e O și făceam un unghi de 90 de grade, uitați așa. Da, e bună. Nu mai trebuie să faci altă. Acum a zis domnul profesor, cum trebuia să plecăm? Cum trebuia plecat? Făcut ca să nu perdem atâta timp? B, O, C, notăm. Da? Deci B, O, C. După care... ducem în ipoteză. Mai avem că A, O, C este cât C, O, D. Da. A, O, C. Deci A, O, C. Așa. A, O, C. Trebuie să fie cât? C, O, D. Cât? C, O, C, O, D. Asta înseamnă că unghiul ăsta așa, chiar aici, deci luăm unghiul A, O, C, deci ăsta, cu C, O, D. Deci, după ce l-am fixat pe ăsta, A, O, C, cu C, O, D, iar O, A, asta trebuie să fie și bisectoarea unghiului ăsta, deja. Da. Nu l-am de-a obiectit 30 grade. Nu au rămas nouă unghiurile acestea. Ăsta și cu... Deci, A, O, C, ai spus mie, n-aș cu C, O, D. Și cu unghiul ăsta de aici ne-au rămas cât împreună 270 de grade, da? 270 și e format dintr-o două unghiuri obtuze și ăsta de aici trebuie să fie cât ăsta de aici. Da. Adică dacă l-am luat pe B, A, O, B, mai merg încă o dată A, O, D, da. Mai merg încă o dată mărimea lui A, O, D și D, O, C rămâne și cu C, O, A trebuie să fie congruente. Da, adică B, O, C care e 90 și ăla dacă le iau A, O, B de 35, l-am făcut de 115 și gata și le iau congruente până. Deci ăsta să-l fac de? Să zicem 35, să zicem, replica, să construiesc. 35. Și ăla știu de 90. Dar 35 trebuie să iau neapărat. Da. Și aici. Da. 35. Da. Și ăla știu de 90. Da. Și atunci am AOC 90 plus 35, 115. Și atunci și COD tot 115 trebuie să fie, că sunt congruente. Și în total îmi fac 270. Că trebuie care? Să... Cine se facă 270? AOB-ul, ziceți dumneavoastră. Ăsta. AOC-ul, DOC-ul și cu DO... AOB-ul. Adică 35 cu COD-ul, da. Care zicem că e 115 și cu 35 150 și cu DOA-ul 150 și cu DOA 35. Deci povestea este, am plecat de la asta, de 90, mă duc în partea asta altă. Eu am zis 35, dar nu ștergeți, că am zis și eu replica să construiesc ei, corect? Da, da, da. A, O, C trebuie să fie cât? COD, domnule. A, O,
OC și cu COD, da? Da. Păi înseamnă că unul dintre ele trebuie să fie de 90 de grade. DOC. Că dar ăsta și cu ăsta sunt iarăși egale, da? Că componența lui AOC este unul de 90 de grade. Înseamnă că componența lui DOC trebuie să fie unul de 90 de grade. În componența lui DOC trebuie să fie unul de 90 de grade. Acum nu iesă. Deci trebuie să fie, uite așa. Fii atent aici, cât tu cred că acum am salvez. Deci mă duc încă o dată așa, ca să am pe 90 de grade și... Și unul de aici, cu ăsta trebuie să fie concrete, da? Altfel spus, astea trei împărțit în trei. Nu. Ba, da, mi-a dat. Că nu, eu am zis nu, David a zis nu. Dar cum? Ăsta și cu ăsta și cu ăsta trebuie să fie concrete. 180. Păi în componența lui DOC trebuie să fie unul din 90 de grade. Care e unul din 90? În componența lui DOC trebuie să fie unul din 90 de grade, că ai spus tu că în COA este un 90 de grade. Clar, e 90 de grade. Ca să-l am în componență încă unghi, mă duc în prelungirea lui DOC, da? Și am pus aici 90. Da? Ce înseamnă că... Și a rămas ăsta, ăsta și cu ăsta sunt complete. Din calitatea de a fi, nu? De a fi cum? Din calitatea de a fi sectorii. 360 minus 180. Ce mă dat cu X când noi ne complicăm foarte tare? X, X, ca e bisectoare. Da. 90 de grade ăla. Înseamnă că și COD e 90 plus X, domn profesor. E simplu, simplu, simplu. De ce ne complicăm atâta? Da, dar e ușor acum să aflăm la astea. Gaila, vezi că zici așa, faceți desenul. Da. Faceți desenul. Înseamnă, fie că ai făcut niște calcule, cum au fost din cei ce ai făcut mai devreme, fie că ai simțit acum, iată faptul că DOC este că COA. Da. În COA intră 90 plus un X. Așa. În DOA e 90 plus X-ul ăla. Exact. Și cum asta e X, X trebuie să fie și ăsta că OA e bisectoare. Și înseamnă atunci X, X, X și înseamnă 180 împărțit la 3. 180 împărțit la 3. Și a face desenul înseamnă a face exact figura 60 de grade. Este ascuns unghiul de 60 de grade. Cu alte cuvinte, cum începe figura? Un unghi de 90. AOB de 60. Mâncă încă unul de 60. Ei nu-și dau seama de asta deodată. Păi nu ne-am dat seama noi aici acum. Păi eu ce zic, dar dacă noi făceam în relația asta că măsura în jurul unui punct de 360 grade, noteam alea cu XX. Am făcut. Da, deci ne-am notat cu X și atunci ne-am dus în derizoriu. Da. La aflam imediat X 60 de grade și construiam figură. Și construiam figură. Eu așa făceam. Deci din clipa în care am scris povestea asta... Da, trebuia să notăm că AOB știam cu X. Da. Trebuia... respectarea ordinii unghiilor de aici este esențială. Esențială, dar dacă noi l-am aflat pe X, atunci noi știam exact cât sunt fiecare și făceam și... respectam și asta. Tocmai, insist acum. Deci... respectarea ordinii AOB, POC, COD și DOA este esențială. După care, încep unghi. Deci seama că sunt câte într-un unghi mare, un unghi de 90 de grade. Deci un unghiul AOD este un unghi de 90 de grade. Măsura lui AOC egal cu măsura lui AOB plus măsura lui BOC. Deci, care cât e de grade? E 90 de grade. 90 de grade. Adică este egal cu 90 de grade plus măsura lui AOB, care am zis acum cu X. Deci egal cu 90 plus X. 90 de grade plus X. Asta este AOC. Înseamnă că și COD e la fel. Păi ce o... Dar măsura lui... Dar nu e la o dreapta aia care am făcut-o. Măsura lui... Da, ok, vine bine. COD. AOC egal cu... COD. Egală cu măsura lui COD. Lui COD. Măsura lui COD. Și egală cu, din cauza că în ipoteza asta, egal cu 90 plus X. Nu? Plus X. Atunci, cum OA bisectoare, OA, bisectoare, cărui unghi? XX trebuia să notăm deodată, da, al lui BOD. La lui BOD, BOD, rezultă de aici
că AOB, măsura lui AOB e egal cu măsura lui AOD și egală cu X. Și egală cu X. Să punem și figură ca să vadă frumos. Da, deci X, asta e X. Da. Și ăla tot COD o ștergeți în rest, puneți 90 plus X. Aici. Uite dacă e ce frumos să vezi, dacă notam deodată. Uite, 90 plus X. Trebuie să ne dăm seama că există unul de 90 de grade. Dar e clar, era. Da, și aia ea... ne dădeam ușor. Aho, ce? 90 plus X? 90. Poate am spus ușor. 90 de grade. X-ul e acolo, AOV-ul. Da, și deja plus notat. X, da. Da. Și atunci, ce în jurul punctului... Cum avem? 90 plus X plus 90 plus X plus X. E da, ne-am 60. 180 împărțit la 3. Și vedea 60. Făcea figura exact. Și am, am făcut toate subpunctele, le-am terminat atunci. Da. Și vedea și figura asta inițială, care n-am făcut-o cu așa. Și acum, scriem 90 plus X plus 90 plus X plus un singur X. Vedeți deci 90 de grade plus X. Plus, plus. 90 plus X. Plus X. Plus un singur X mai rămâne. Un singur X, da, asta. În jurul unui. Egal cu 360 grade. 3X egal cu 180 grade. Corect. X egal cu 60 grade. Și de aici rezultă că AOB egal cu 60 de grade, BOC egal cu 90 de grade. Și eu, dar dacă am notat așa, ce frumos ne dă tot. Dar de ce nu mai întreba BOC? Cum BOC? Nu știm BOC? Ce nu mai întreba acolo? Să vin sănătoși, nu? Deci AOB... AOB 60 grade, BOC știu. Ce pot să spun din problema asta? Aproape e făcută problema, deci nu avem punctul C. Mai avem, nu o să ducem bisectoarele, da. Așa. Nu a fost așa. Deci AOB e făcut, BOC e făcut, totul e făcut. Exact. Ce trebuie să înțelegem? Uneori într-o problemă, desenul acesta putea fi făcut aproximativ. Da, corect. Și intram în relații. Doar în relații, sesizând că ăsta e X, 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 X 90 plus X. Corect, și ăla e tot 90 plus X. Ne, cum să spun, ne insistând pe, pe măsura exactă. Un X, nu știu cât este, dar nu știu că dată. Ei, care a fost motivul de n-am pornit pe problemă? Întâi și întâi, ordinea, efect, ordinea literelor acelea presupune ordinea în jurul punctului. Corect. A, O, B, O, A, B, C, O, A, B, C, O, D, O, A, B, D, O, A, O, A, B. Noi am pornit așa, și am intrat aici. Era așa, O, A. Nimic care să ne sperie. Asta am zis și B-ul. Da, și O, B. Asta este X-ul. Corect. Și O, D. O, D, în partea asta, tot X din aceeași bătine. Da, și pe aia am făcut un... Unul drept aici obligatoriu. 90 de grade, l-am notat. Așa. Este clar. Aici 90 de grade. Dar notați ce? Cu ce? Ce aici ce? Da. Și acum noi știam că AOC egal cu BOD, adică și ăla tot era 90 plus X. 90 plus X. Și chiar dacă pe figură nu e. Deci nu e nicio panică. Nici nu panică. Deci așa trebuia lăsat. Puneți-o foarte bine. Și acum... După ce știam X, făceam figura corect. Deci... Nu aveam niciun motiv. Important să fie respectat aici. Toată discuția a plecat într-o zonă care ne-a lăsat să pierdem foarte mult timp, pentru că se dorea ce o să lăsăm la X. Da, pentru că la A li se cerea desenul, domnul profesor. Da. Și cerându-se... Asta ne-a dus pe noi în nap de ambușbuștă. Deci dacă autorul era drăguț, au să facem un desen. Exact. Desenul ăsta făcut așa era pentru pornirea problemei. Exact. Pentru a afla măsurile unghiurilor. Dar noi, dacă ne dădea B desenul, noi nu mai bușbuiam. Da. Dar și, trebuie să spunem și asta pentru toată lumea. Din ce am pierdut mai înainte, din experiența asta negativă, trebuie să spunem că desenul, pentru început, nu presupunea decât să facem figura. Să facem pe X-ul acela. Deci nu ne cerea când spune desenați. Da, deci când ne cerea, nu? Deci, realizat un desen corespunzător. La punctul A? Da. 5 puncte. Aici a fost o greșeală. Adică trebuia să-i arăți că A, O, C, U este cât D, O, C, U. Păi eu înțeleg că aici de corespunzător. Adică măsurilor. Corespunzător. Da, 90 probabil și cu bisectoarea OA. Aici, dar că ăsta, că e cât ăsta așa, era greu să-l poți potrivi la ce. Da, de-aia am bușbuit-o și noi. Da, deci era greu să-l prinzi de la început. Nu rămânea decât chestia asta, să-mi fac așa figura proastă cum e, da. Să sesizez eu că figura asta nu corespunde adevărului
După ce l-am făcut pe Iisus. Da. Și am și mă duc pe Iisus și fac corect. Eu așa și făcut. Făceam eu de pic și facea, făceam desen. Eu trebuia să fac așa, eu trebuia să fac acolo unghiul de 90 grade din COD. David, dar făceai unghiul, mă supera mai greu dacă nu făceam. David, dar făceai, faci figura asta pe ciornă, domn profesor. Sigur. Și după ce l-am făcut pe Iisus, o faci figura. Deci putea să-i fost, nu ai niciun moment de inspirație să știi cât să elegi pe asta de mare din la început. N-ai atâta experiență, nici noi am avut o stat aici în preuși, nu am putut să vedem exact că unghiul ăsta fiind cât ăsta, unde pui tu orice, era o problemă. Da. Deci, luam așa o A, o B, nu știam că ți-l luam așa, puteam să erau mai mari și atunci probabil s-a apropiat de figura de 60 grade. Nu vedeți că trebuia luat 120 grade. Cine? B-ul de 120? Era greu. Eu cu ăsta n-aveam cum. Mirela, hai să recunoaștem că cu cât insistăm mai mult îmi facem să înțelegem cum putea să fie optim pentru pornirea problemei. Deci, o API bisectoare era telefonată, știam. Că B-ul și D-ul de o parte și de alta și notam X-ray era esențial. Cât de mare să le iau pe ăsta încât nu aveam inspirație. Da? Puteam să fiu atât, când notam cu X și, iată, obligatoriu mă duc așa, în partea asta, din motive care am spus că e bisectoare, că unghiul ăla din 90 de grade le au aici, e evident, la îndemâna mea, ca și construcții, da? Ca și construcții, deci trebuie să fac așa. Și în clipa în care aici ne-am spus că este ce punct? Ce? Da? 90. Aici 90 plus X-ul ăsta. Da. Sigur că 90 plus X... Ăla era tot X, notați X, e foarte important și AOD-ul. AOD. AOD tot X, da. Și acum ăsta... 90 plus X și din ce 90 plus X și iarăși mă duc, urmând să pot lucra jurul punctului, puteți și găsesc pe X-ul acela care înseamnă să-l plasez pe OD, vedeți, funcție de cât l-am luat de mare, îmi permit să mă duc cu OD și unghiul ăsta mi-apare cât ăsta. Da, asta e mai aproape figura asta. Înseamnă dacă ar fi știut să termini problema. Măsura lui Mona. Măsura lui Mona, păi AOB egal cu 60 grade. Deci, bisectoarea lui AOB. Facem păi AOB. Bisectoare. Deci OM bisectoarea lui AOB. OM. A, O, B. O, mă. Bun. Și se împărtea într-un Y, Y. Deci O, mă, Davide. Am dus bisectoarea. Și am ce? Y, Y, da? Da, da. Y. Y. Și pe aia te las pe ceva. O, mă, bisectoarea lui? OM în bisectoarea lui AOB, am făcut. O, nu, acum bisectoarea lui COD. Da. COD. ZZ, dacă vreți. Așa, deci N. Și acum să spunem Z. Și spui că e Z. Bun. Dar acum noi știm de câte sunt unghiurile la toate. Noi nu încă știm. Z-ul cât e? Z-ul este de 60 grade. 90 plus 60, 150 împărțit la 2, 75. Z-ul egal ai 75 grade. Da. Și Y-ul că știm pe AOB, 30 grade. Știam că AOB e... 60. 30.